Aici e foarte interesant că înainte era gândit altceva de artist și după ce a făcut o vizită la Salina Turda a fost impresionat de texturile pereților de sare și a integrat pattern-ul, textura asta în desen. În rest e un portal cu un om cu o haină tradițională care practic călătorește prin lume și își promovează cultura, să zic. E vorba despre schimbul cultural dintre noi și Franța, sau nu neapărat, e vorba de multiculturalitate, de diversitate și de acceptarea celorlalți așa cum sunt ei, fără a-i judeca într-un fel sau altul, dacă e bine, rău sau ne place. And it's like un message d'amour entre la nature et les générations à venir. The next generation and the nature. Because sometimes bear is seen as a dangerous animal, but if we don't try to approach, de s'approcher, it's not so dangerous. Întreaga pictură are o lungime de 40 de metri pe întreg zidul Eparhiei Reformate și s-a lucrat la ea timp de 2 săptămâni. Pentru realizarea acesteia s-au folosit 130 de spray-uri cu vopsea în 8 nuanțe. Am contribuit și eu, mă, cu ceva la ea. Pentru o pictură murală de mari dimensiuni e destul de greu pentru un pictor, să zic, care e obișnuit pe șevalet cu un format de 1 pe 2 metri, să zic, care oricum e un format mare. E foarte greu să vezi, să gândești și să apreciezi proporțiile, pentru că tu când ești aproape de perete și în cazul ăsta nu e foarte mare, dar de obicei vorbim de un perete de 20 de metri, unde când ești lângă un detaliu nu mai înțelegi nimic, efectiv. Și atunci trebuie să abordezi puțin altfel, cel puțin schița, dar și când lucrezi, adică cumva lucrezi mental, într-o oarecare măsură faci așa la bâză. La bâză, știi? Adică îți iei niște puncte de referință și faci, după aia te dai în spate, privești lucrarea, vezi unde mai... cel mai bine e să-ți faci o poză pe telefon, se vede imediat că o vezi totul. Ideea e să o vezi de la distanță, să vezi proporțiile, să vezi unde și... Dar cu timpul, eu fac asta de 20 de ani, m-am obișnuit și te înveți. Adică uneori schițez și fără puncte de referință sau ceva, efectiv mă duc și simt linia, cum merge, proporțiile peretelui.